Acesta este machiajul meu pentru concursul organizat de Coco. Dacă vrei să vezi cum am ajuns aici, rămâi în continuare. Ok, și primul lucru pe care o să-l fac este să folosesc acest produs cremă de la Elf cu o pensulă sintetică. Și aplic pe toată pleaba. Motivul pentru care nu aplic un primer este că știu că acest produs nu se strânge în pliu, pentru că am mai folosit. Mă duc un pic și jos, foarte discret. Și extind un pic, ridicând din sprâncene, îmi dau seama unde este pliul, exact sub osul arcadei. Și mai apoi trasez încet, încet, produs exact în pliu. Extind un pic în exterior, în sus, înspre finalul sprânceanei, foarte puțin. Și vin cu o pensulă de blending și un maro foarte, foarte deschis pentru a încălzi un pic această culoare metalică și pentru a estompa marginile. Același lucru, dar cu o pensulă mai subțire și jos. Și o să vin cu un pic negru să intensific colțul exterior. Până să adaug acel negru, adică acesta urmează, am șters un pic zona de sub ochi ca să-mi dau seama de formă, pentru că vreau să am o formă foarte alungită în exterior. Negru din paleta Too Faced îl aplic prin mișcări de tapotare. Doar în exterior și un pic în pliu. Practic am niște mișcări ca și cum aș urmări un V întors. Mă duc, întorc pensula și mă duc și pe linia inferioară de gene. Flori mari. Și o să aplic doar în zona de centru a pleoapei, puțin spre interior. Verific simetria, aplic jos doar în dreptul pupilei, atunci când mă uit drept. Și intensific bine acest glitter. Și pentru că se vede o dungă exact unde se termină, o să vin cu pensula folosită înainte pentru a aplica negru și ori poți să nu mai aplici negru și doar să încerci să întinzi acest glitter. Sau nici nu știu ce e
tuș sclipicios, să se integreze încet, încet în culorile aplicate înainte. Să nu se vadă linia de. Final. Ceva de genul ăsta. Mai departe o să iau creion negru și intensificăm și mai mult ochii prin aplicarea acestui creion atât sus cât și jos. O să iau o pensulă în unghi și gel, tuș gel. Să trasez o linie de tuș. Da. Folosesc rimelul meu preferat. Și sus și jos. Și genele pe care o să le aplic sunt jumătăți de fapt, pe care le pun de la jumătatea ochiului în exterior, puțin orientate în sus. Adică nu o să le pun exact pe linia genelor, care este un pic curbată, pentru că așa am forma ochiului, ci o să le pun pe drept. Și atunci, efectul de ochi de pisică. O să folosesc Duo. Dar o să fac sprâncenele pe care le voi contura sau pigmenta cu acest maro. Și de-abia acum vreau să trec la fond de ten. Studio Fix Fluid de la MAC. Știți, sau mă rog, dacă nu știți, eu ador acest fond de ten. O să acopăr și buzele. Corector pe care o să-l aplic în prima fază cu inelarul. Îl întind mai apoi cu
genul acesta de pensulă. O să fixez machiajul cu Mineralize Skin Finish. Eu n-o să pudrez prea mult pentru că am tenul foarte uscat și fondul de ten adera foarte bine la fața mea. Dar asta ar fi momentul în care pudrăm. O să pudrez totuși discret în jurul nasului, unde am impresia că deja cauzez ceva luciu. Și un pic pe frunte pentru a rezista fondul de ten, pentru a nu prinde acel luciu. O să fac un mic contur cu o pensulă tot de la Real Techniques și cu Mineralize Skin Finish în culoarea Medium Deep de la MAC. Și pentru blush am ales o culoare spre piersică. Este de la Flor Mar și o pensulă de stippling, care este în mod normal de fond de ten. Ating discret, discret fața. Și rujul este tot de la Flor Mar. Amestec pe mână corector cu această culoare. Corectorul pe care l-am aplicat așa arată amestecul, pe care îl pun discret pe buze. Și mai fac un mic contur cu acest amestec. Și acum că avem buzele făcute, am ajuns la final de tutorial. Mi-am făcut un mic coc într-o parte, inspirație vedetele de afară. Un singur lucru de făcut, să mai vin cu tuș. Deja am aplicat tușul peste lipiciu de la genele false aplicate și cam asta este. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare și sper să câștig! Vă pup! Pa, pa!